puteam să obținem mult mai mult din meciurile jucate până acum. Cred, consider că puteam să avem cel puțin 4 puncte în plus. Mă refer aici la meciurile de acasă, cele cu Astra și cu Schellenberg, în care am pierdut puncte importante. Dar mai este mult de jucat și mai avem timp să recuperăm punctele pierdute. Cum vezi meciul cu cei de la Hermannstadt? Un meci dificil, cu o echipă bună, o echipă cu experiență, ca și noi, de altfel. Eu consider că va fi un meci echilibrat și echipa care își va dori mai mult să câștige, aceea va lua cele 3 puncte. Cei de la Hermannstadt împreună cu Petrolul, favoriți la promovare? Prin prisma rezultatelor se poate spune că sunt favoriți, dar mai sunt meciuri de jucat și mai e de jucat și play-off-ul, așa că e prematur să vorbim de pretendente. Vor fi toate cele 6 echipe din play-off care se vor situa la final, vor avea șansele ei. Mădălin, cât de mult aveți nevoie de o victorie după aceste 3 meciuri fără succes? Dau seama că avem nevoie mare de victorie, în primul rând de cele 3 puncte. Știm cu toții că venim după o perioadă mai dificilă, care nu prea am acumulat puncte în ultimele 3 etape și vrem să mergem la victorie, să câștigăm, mergem la Hermannstadt. Mulți spun că Steaua, jucătorii Steliei nu sunt suficient de motivați pentru că n-are echipa drept de promovare în acest sezon. Nu este adevărat. Noi, cum am început și primele meciuri, în primele 5 etape am avut 4 victorii și un egal, dacă nu mă înșel. Motivația este, atâta timp cât joci la acest club, la Steaua București, motivația există chiar dacă nu ai drept de promovare. Noi vrem să ne facem treaba pe teren și vrem să, pentru noi, avem noi pariul nostru în vestiar, că putem să terminăm în primele 4 echipe. Acum rămâne de văzut ce va fi până la final. Se par cei de la Hermannstadt? O echipă bună, o echipă cu foarte mulți jucători, cu experiență, cu state vechi în Liga 1. O echipă care, dacă nu mă înșel, nu cred că a pierdut vreun meci până acum, are câteva meciuri de egalitate. Și ne va aștepta un meci greu, un meci dificil, dar eu zic că avem ocazia să câștigăm și să recuperăm ce am pierdut etapele trecute.